Aleluia, Iisus. Știți când este vremea potrivită să lăudăm pe Domnul? Acum. Acum. Pentru că Dumnezeu este bun. Astăzi este ziua în care noi trebuie să lăudăm pe Domnul. Și îmi place mult ultima strofă. Chiar dacă ai senzația că ești la final, să știi că lauda eliberează. Doar dacă este acel final hotărât de Dumnezeu, atunci vine. Dacă nu, Dumnezeu leagă pe cel rău și nu are nicio șansă, nu are nicio putere, nu are nicio putere. Iar când sfârșitul va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu. O 10.000 de ani și probabil. Adică el știe asta și mă simt deja liniștită să știu că el are tot în control și viața mea e în controlul lui și că nu trebuie să fac nimic. Și simt așa și asta le spuneam și lor, că simt așa că toți pierdem într-un fel sau altul focusul. Adică noi vrem să facem toate cu puterile noastre și uităm că de fapt tot ce se întâmplă după voia lui și ne concentrăm atâta de mult să rezolvăm o problemă, când de fapt el știe cum care e deznodământul și mi-am dat seama că noi ar trebui să avem focusul pe cum să luptăm împotriva celui rău, nu împotriva greutăților din lumea asta, ci că cel mai important e ca sufletul nostru să fie al lui și asta face tot. Avem un Dumnezeu așa de bun, care a purtat toate lucrurile, nu mai trebuie să le purtăm noi. Și chiar dacă ar fi să umblăm prin valea umbrei morții, nu ne temem de niciun rău, pentru că Cel care ține în mână toate lucrurile este cu noi și este de partea noastră. Haleluia!
și când recunoscător, laudă vreau să-i cânt. Domnul-i bun ori și când, chiar și noaptea grea mă va lumina. Domnul-i bun, Domnul-i bun ori și când. Dacă treci prin valea morții și sunt umbre în jurul tău, mâna lui te va conduce, ocrotit să fii de rău. A promis că nu te lasă, nu te uită, nu ești părăsit. Domnul-i bun recunoscător, laudă vreau să-i cânt. Domnul-i bun ori și când, chiar și noaptea grea mă va lumina. Domnul-i bun, Domnul-i bun ori și când. Când trăiam noapte, dragostea și-a arătat. Tatăl bun, cel sfânt din ceruri, pe Iisus jertfă l-a dat. Și acum liber de păcate, îndurarea lui o vom cânta. Domnul-i bun și noaptea grea mă va lumina. Domnul-i bun, Domnul-i bun ori și când. Dacă treci prin valea morții și sunt umbre în jurul tău, mâna cui? Mâna lui te va conduce, ocrotit să fii de rău. A promis că nu te lasă, nu te uită, nu ești părăsit. Domnul-i bun ori și când, recunoscător, laudă vreau să-i cânt. Domnul-i bun și-a arătat. Tatăl bun, cel sfânt din ceruri, pe Iisus jertfă l-a dat. Și acum liber de păcate, îndurarea lui o vom cânta. Domnul-i bun ori și când, laudă vreau să-i cânt. Domnul-i bun ori și când, chiar și noaptea grea mă va lumina. Domnul-i bun, Domnul-i bun, Domnul-i bun, Domnul-i bun, Domnul-i bun, Domnul-i bun ori și când. Aleluia, aleluia Iisus, aleluia Iisus, Tu ești bun, Tu ești bun. Mai crede cineva în dimineața asta că Dumnezeu este bun? Aleluia, aleluia.
bunătatea ta se înnoiește și este proaspăt în fiecare dimineață. Și știm că orice ar veni, Tu ești de partea noastră, Tu ești stânca noastră, Tu ești lumina noastră, Tu ești adăpostul nostru. De aceea, Tată, în dimineața asta, mai mult ca niciodată, suntem încredințați că Te vom vedea, suntem încredințați că prin Tine suntem mai mult decât biruitori, suntem încredințați că nici moartea, nici fricile, nici domniile, nici stăpânile, nimeni și nimic nu ne va despărți de dragostea Ta, Tată, de dragostea Ta, Tată. Haleluia, haleluia. Că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Lumina mea, Iisus, Tu ai venit la mine, mi Te-ai descoperit, speranța mea este în Tine. Tu ești lumina mea, azi frică nu mai am în mine, căci m-ai adus, Iisus, din întuneric la lumină. Credințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Lumina mea, Iisus, Tu ai venit la mine, mi Te-ai descoperit, speranța mea este în Tine. Tu ești lumina mea, azi frică nu mai am în mine, căci m-ai adus, Iisus, din întuneric la lumină. Că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu. S-a dus să-L înfrunte pe Goliat, cânta un cântec, El e cu mine. Indiferent care-i Goliatul tău, poți să cânti că El e cu tine.
pentru că prin El ești mai mult decât biruitor. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Sunt încredințat că voi vedea fața ta, sunt încredințat de bunătatea ta, sunt încredințat că ești cu mine mereu, Domnul meu. Cu mine mereu, ești cu mine mereu, tu, Domnul meu, tu ești cu mine. Orice ar veni, nimeni și nimic nu mă poate despărți de dragostea ta. Orice ar veni, nimeni și nimic nu mă poate despărți de dragostea ta. Orice ar veni, nimeni și nimic nu mă poate despărți de dragostea ta. Orice ar veni, mulțumim pentru inima ta de tată, care ne dă atâta liniște și pace, care ne dă odihnă, care ne dă odihnă.
dragostea de Tată în dimineața asta. Doamne, îți mulțumim că atât de mult ne iubești. Doamne, îți mulțumim că atât de mult îți pasă de noi. Doamne, îți mulțumim că ne copleșești cu dragostea Ta, cu favoarea Ta, cu bunătatea Ta. Tată, îți mulțumim că în fiecare zi ne iei de mână. Tată, îți mulțumim că în fiecare zi ne iei la pieptul. Tată, îți mulțumim că în fiecare zi ne dai o pâine proaspătă. Tată, îți mulțumim că în fiecare zi saturi sufletul nostru. Doamne, îți mulțumim pentru hrana veșnică pe care ne-ai dat-o. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus. Este izvorul apelor vii. Este Cel ce stâmpără sufletul nostru. E Cel care ne mângâie. Doamne, îți mulțumim. Avem atâtea motive, atâtea motive mii și mii să-ți mulțumim. Doamne, și mă rog în această zi, fiecare persoană din acest loc să experimenteze atingerea Ta. Mă rog, Doamne, ca fiecare persoană, fiecare copil al Tău, fiecare fiu și fiică să simtă brațele Tale cum îl înconjoară, cum îl îmbrățișează. Mă rog ca să audă fiecare inimă cuvintele Tale: Te iubesc, fiul meu. Te iubesc, fiica mea. Doamne, ne rugăm pentru o întâlnire cu Tine. Asta dorim. Pentru că întâlnirea cu Tine schimbă viața, schimbă destinul. Îți mulțumim, Doamne. Ești minunat, ești minunat, ești cel mai frumos. Harul-i turnat pe buzele Tale, slava și gloria Te împodobesc. Și-ți mulțumesc, Doamne, pentru credințarea care ne-o dai, că Te vom vedea, da, Te vom vedea, ochii noștri Te vor vedea, ochii noștri Te vor vedea, aleluia. Îți mulțumim, Doamne, că pregătește o mireasă, o mireasă fără pată, fără zburgitură, o mireasă care își așteaptă mirele pe Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru mireasa Ta, pentru biserica Ta. Îți mulțumesc că îmbraci podoabe sfinte. Aleluia! Îți mulțumim, îți mulțumim. Te iubim, Tată. Te iubim, Iisuse. Te iubim, Duhule Sfânt. Te iubim. Îți dau inima, scoate tot ce rău din ea, umplă Tu, Iisus, cu a Ta.
Iubire, Doamne, îți dau sufletul, curățește-l, fă-l ca nou, pune Tu un duh de fiu în mine, fă-mă, o, Doamne, un templu sfânt în care Tu să locuiești, un templu fără compromis pe care Tu să-l stăpânești. Fă-mă, o, Doamne, un templu sfânt în care Tu să locuiești, o viață fără compromis pe care Tu să o stăpânești. Vreau să te cunosc, Iisus, mai bine. Doamne, îți dau trupul meu, jertfă vie vreau să fiu. Eu răspund mereu cu da, știi bine. Fă-mă, o, Doamne, un templu fără compromis pe care Tu s-o vreau să fiu așa cum ai visat. Dă-mi un spirit inocent, eu vreau să fiu mai transparent, eu vreau să fiu așa cum ai visat. Dă-mi un cuget mai curat, eu vreau să fiu nevinovat, vreau să fiu așa cum ai visat. Dă-mi un spirit inocent, eu vreau să fiu mai transparent, eu vreau să fiu așa cum ai visat. Fă-mă, o, Doamne, un templu sfânt în care Tu să locuiești, un templu fără compromis pe care Tu să-l stăpânești. Fă-mă, o, Doamne, un templu sfânt
în care tu să locuiești, un templu fără compromis, pe care tu să-l stăpânești. Fă-mă, o Doamne, un templu sfânt, în care tu să locuiești. O viață fără compromis, o viață fără compromis, pe care tu să stăpânești. În această dimineață, așa cum vă spuneam, vrem să vorbim despre, despre familie, pentru că familia este celula de bază a societății, așa cum știm că încă de la primărie ne spune când ne însurăm și ne mărităm lucrul acesta, ofițerul de stare civilă. Este primul și cel mai important guvern din lume, nu uitați, familia este primul și cel mai important guvern din lume. Dacă n-ar fi fost familia, nu era biserica. Dacă nu era biserica, nu era societatea. Dacă nu era societatea, nu era lumea, nu era guvern, nu era nimic. Pentru că familia este așa de importantă. De aceea este așa presiune pe familie. De aceea diavolul vrea să distrugă celula de bază a societății, care este familia. Familia este biserica în care Dumnezeu s-a simțit și se simte cel mai bine. Dumnezeu se simte cel mai bine în biserica familie. O, biserica Philadelphia Baia Mare este special, să știți. Dar nu biserica Philadelphia face oameni speciali. Știți asta? Și familie fac biserica Philadelphia specială. Pentru că Dumnezeu se simte bine dimineața cu voi la ceai, la cafea. Și când veniți aici toți și mai beți o cafea de dragul celuilalt, e adevărat, Dumnezeu zice, wow, ce bine este cu oamenii ăștia. Pentru că dacă n-ar fi familia bună și a venit în biserică și am fi o biserică extraordinară, am fi niște ipocriți. Familia trebuie să fie bună. V-am spus eu, cred că și voi, că predica unde mama a făcut, predica, domnule, că predica, domnule, har, să știți, când s-a apucat har și nu mai știu să gate, și predica la o nuntă era asta, așa trebuie să fim, așa trebuie să fim, așa trebuie să fim, așa trebuie să fim bărbați, dacă ai intrat să se ridică acolo din spate, cineva zice, Hanții, vezi că și eu sunt aici, atenție mare cum spui că n-ai acoperire, adică tot ce spui de la alți bărbați, tu nu faci. De aceea familia trebuie să fie puternică. Și în această dimineață vreau să vorbesc despre asta și în sensul acesta și să vă spun că este prima biserică unde Hristos și Dumnezeu s-a simțit și, dacă vreți, se simte bine. Așa ca și voi și noi ne întâlnim în clubul de casă și vorbesc bisericii și spun, și am vorbit asta când am inițiat asta, biserica a început în case și se va termina în casă, să știți. Nu multă vreme mai avem clădiri sau ne putem sânge cum vrem noi, dar biserica lui Hristos este puternică și ea merge din putere în putere și ea se înfățișează înainte lui Dumnezeu în Sion și porțile locuinței morților nu vor birui, că Hristos a zidit această biserică, chiar dacă nu mai este adunată în felul acesta, dar în case. De aceea familia, casa este foarte importantă. Este singura și cea mai importantă instituție în societate, înaintea guvernelor și a legilor. Asta a spus Marco Rubio, senator SUA, anul ăsta, în 26 mai, într-un interviu. Este singura și cea mai importantă instituție în societate, înaintea guvernelor și a legilor. Vorbea despre familie. De aceea, diavolul este așa interesat de familie. Și vedeți cum distruge familia, vedeți divorțul distruge familia, cum rămân copii pe drumuri. Și asta pentru că familia este în vizor. Dumnezeu se laudă cu o familie bună, cu familiile noastre, a mea, a ta.
mai ales când ai 10 nepoței. Așa că eu spuneam asta, sigur, și în glumă și în serios, dacă vrei să ai o familie faină, trebuie să ai 5 copii. Că ei aveau 5 copii, să știți. De asta, ok, dar asta e tot ca glumă, să știți. Nu, merită, vă spun eu, merită. Apropo, că veni vorba, dacă tu vrei să te mulțești, trebuie la 3 în sus, să știți, asta înseamnă mulțire. 2 ți-ai lăsat doar în locuitori. Nu vă supărați pe mine, da? Ok. Bun, știu asta. În 1 Corinteni 16 cu 13 spune Scriptura: vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Îmi place așa mult versetul ăsta, mai ales că zice fiți oameni, pentru că înainte de a fi orice altceva, trebuie să fii un om. Un om în societate, un om în care, dacă vrei să spună cineva despre tine, așa cum a spus de pe Hristos, iată omul. Ăsta este un om. Ăsta este un om cu adevărat. Vreau să fim oameni astăzi, să învățăm să fim oameni, să învățăm să avem credință, să fim tari în credință și să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul și disciplinarea se fac, se spun întotdeauna și mai ales când este vorba de familie. Adevărul și disciplinarea sau disciplinarea și adevărul se fac întotdeauna în dragoste, pentru că disciplinarea se face nu numai în familie, ea se face și în biserică. Dar este una când o faci în dragoste, este una când o faci cu blândețe, este una când o faci cu cuvinte alese, sau e asta când o faci cu nervi. Și nu e așa că noi părinții aici greșim de foarte multe ori, că facem disciplinare supărați? Că zicea cineva, domnule, bate, dar nu când ești supărat. Păi dacă nu ești supărat, nu-i mai bat. Clar. Păi de ce să mai bați dacă nu ești supărat? Că atunci azi vine să-i bați. Nu. Asta este un adevăr biblic. Disciplinează. Spuneți adevărul, dar în dragoste. Spuneți că așa trebuie să fie, dar în dragoste. Și mi-a plăcut astăzi ce a spus pastorul la început. Sau cine a spus aici. Blândețea, smerenia este putere controlată. Să ai putere să-l omori și totuși să temperezi, să controlezi. Să ai putere să-i spui și totuși să o spui în dragoste. Asta înseamnă să te smerești. Să ai autoritate să iei decizie și totuși să o spui cu cuvinte alese. Wow, ce frumos asta! În această dimineață, fraților, doamnelor și domnilor, vreau să intitulez mesajul meu: părinți eficienți care fac, vorbesc și conduc în dragoste. Care fac, găsesc soluții, vorbesc, transmit în timp ce ei fac ceva și apoi conduc prin exemplul personal. Așa cum Pavel a spus, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Să poți spune asta, copiilor, faceți așa cum face tata, cum face mama, că faci bine. Că dacă ai zice așa, atunci nu ți-ai permite să te mai supere. Nu ți-ai permite să mai strigi în familie. Nu ți-ai permite să faci lucruri reprobabile. Asistam zile trecute la o discuție între bunică și nepoți și zice bunica: măi, fii atent, ia de la bunicul niște bani, dar numai așa un pic și apoi îi punem înapoi. Dar să nu-i spui cumva că i-am zis asta. Că zicea în contextul respectiv, zice, câteodată e bine să și minți. Dileme de ricoare. Nu. Nu-i bine să minți niciodată, pentru că minciuna este la diavolul. Ori dacă tu îți permiți să minți puțin, nevinovat, copilul tău va face exact ca tine. Nici nu-ți dai seama cât te copiază, mai ales în cele din casă. Îmi place să spun, noi nu suntem ceea ce mâncăm din când, să știți.
Noi nu suntem ceea ce mâncăm așa când mergem la o nuntă, la un restaurant, la o întâlnire. Noi suntem ceea ce mâncăm în fiecare zi. Noi nu ne greșăm că mâncăm din când în când câte o masă bună, câte un tort bun. Dar dacă mânc în fiecare zi dulce, torturi bune, grăsime multe, eu mă îngraș pentru că zilnic fac asta. Eu sunt ceea ce fac zilnic. Numai din când în când. Domnule, odată pe duminică, pe săptămână la duminică, la biserică fac ceva asta. Nu, nu, nu acolo cresc. Eu cresc acasă în cuvânt, în fiecare zi. Când mănânc în fiecare zi, când mă rog în fiecare zi, eu acolo cresc, acasă. De aceea vreau să vă chem astăzi să vă conduc în câteva cuvinte, stimați părinți și viitor părinți, în a vă spune, vrem să fim părinți, bunici dacă vrei, Vali, azi mâine, eficienți, care fac. Primul lucru, rețineți, părinții ăștia eficienți, într-o lume ineficientă, ăștia fac, ăștia găsesc soluții. Când lumea spune, nu se mai poate să-ți crești copiii astăzi, când? Puncte, și spun foarte multe, de ce nu mai poți? Părinții credincioși, părinții eficienți, părinții care se relaționează la voia lui Dumnezeu, ei sunt niște oameni care fac. Găsesc soluții întotdeauna. În sensul acesta găsim și m-am raportat la exemplul părinților lui Moise, Amram și Iochebed. Când faraon le-a dat ordin să nu mai facă copii, să omoare copiii, ăștia au găsit soluții. Și spune Scriptura că l-a născut pe Moise. Și nu s-au temut de ceea ce a zis Moise. De ce spun asta? Pentru că oamenii de foarte multe ori se tem de ziua de mâine și se tem de ce spune Moise, se tem de ceea ce se aude. Ori părinții credincioși sunt părinți cristici, părinți care au chipul lui Hristos în ei și părinți care nu se tem de ziua de mâine. Rețineți? Și ei se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Ei găsesc soluții. A zis faraon, nu mai faceți copii, pentru că prea mult vă mulțiți și ne temem de voi. Și apoi spune Scriptura că s-au pus de acord cu ei, dar Amram și Iochebed au născut pe Moise. Și acum că l-au născut, ce au zis? Să-l omorâm, că așa a zis Moise, că toți băieții trebuia să moară, doar fetele să trăiască, până și la moașă. Când citeam asta, m-am gândit, domnule, ce importante moașe au devenit astea, că împăratul le-o chema și a zis, fiți atenți, când se naște vreun băiat, numai fetele să trăiască. Dar spune Scriptura că aceste moașe au fost și speciale pentru că s-au temut de Domnul. Și din pricina aceasta, ce îmi place această subliniere în Scriptură, Dumnezeu le-a făcut casă. Rețineți, când voi vă temeți de Dumnezeu, Dumnezeu vă face casă. Spuneți amile astea, că e adevărat. Și Dumnezeu le-a făcut case. Și acum faraonul a spus, dar ce s-a întâmplat? De nu-i omorât pe băieți. Uite câți băieți sunt. Și astea au găsit soluția. Ce îmi place soluția aceasta? Zice, păi împărate, femeile noastre, ale evreilor, nu ale noastre, astea sunt vârjoase. Astea serioase, astea când încep, bun la dus sfârșit. Păi să-mi iau, gata. Și s-a născut, ce să facem cu el? Și acum s-a născut și Moise în contextul ăsta. S-a născut și Moise. Nici moașele nu erau acolo. Și spune Biblia că Amram și Iochebed au găsit o soluție. Era frumos la chip băiatul ăsta. Era de perspectivă băiatul ăsta. Cum să-l omoare? L-au ascuns. Părinte, nu te raporta la ce spune, Duhul lumii acesteia. Găsește soluții. Dumnezeu îți va arăta soluțiile Lui. Ce îmi place ideea aceasta, așa mult m-a încurajat când mă gândeam la ea, când Dumnezeu îi provoacă credința lui Avram și zice, Avrame, iar pe singurul tău fiu și adă-mi ca jertfă pe Moria.
Și acum se zbate Avram în această cerere divină și cum să o facă și cum să o facă și spune că într-o dimineață îl ia pe Isaac, ia catârii, ia lemne de foc, ia foc și merge la Moria să se închine. Și cunoașteți istoria Avram-Isaac și în timp ce mergeau, Isaac zicea, tată, unde mergem să ne închinăm, fiule? Dar tată, avem lemne, avem foc, dar nu avem miel de jertfă. Și Avram spune, Domnul va purta de grijă. Și el vorbește în credință, auziți, vorbește în credință, spune slujilor când ajung la poalele muntelui, rămâneți aici, că eu și Isaac urcăm pe munte, ne închinăm și ne întoarcem. Ce părinți eficienți, care chiar când nu mai au soluții, cred că Dumnezeu este soluție pentru ei. Merge Avram, ridică cuțitul, urmăriți istoria, ridică cuțitul și când îl lasă jos, când se lasă jos, când gravitația se prinde putere, ce Dumnezeu ajunge. Am văzut credința ta. Am văzut că mă iubești cam mai mult decât pe fiul tău. Și dintr-o dată se întoarce și spune Scriptura că vede un berbece încălcit într-un tufiș în coarnele lui, îl ia și aduce ca jertfă, pentru că Dumnezeu are soluție pentru situația ta. Dacă tu vrei soluții, Dumnezeu are soluție pentru situația ta, pentru că părinții eficienți, într-o lume ineficientă, găsesc soluții. L-a ascuns 3 luni în prima fază. Și așa e viața de familie, cu etape, cu faze. Și în prima fază, spune Scriptura, l-a ascuns 3 luni. Găsește soluții în etapele vieții. Apoi a luat un sicriaș, că ăsta deja făcea gălăgie. După 3 luni, nu mai putea să-l țină ascuns, gata. Apoi a găsit o altă soluție. A luat un sicriaș. Asta puteți să urmăriți cu mine în Exod 2. L-a ascuns, l-a uns cu luț și cu smoală, l-a pus pe Moise acolo și l-a pus pe apă, în siguranță. Părinții eficienți într-o lume ineficientă, ca să placă lui Dumnezeu, găsesc soluții. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului, versetul 3, ultima parte. Apoi, sora copilului, spune Scriptura, pândea, versetul 4, stătea de 6, dacă vreți, ca să vadă ce are să-i se întâmple, pentru că părinții eficienți sunt responsabili. Să vadă ce se întâmplă cu Moise, sunt prevăzători. Și se întâmplă că vine fratele lui Faraon să se scalde, și aude ceva, vede ceva, trimite o slujnică să-i aducă ce se vede acolo. Și era un băiețel frumos la chip, plăcut. Și dintr-o dată, uitați istoria ce frumoasă este, sora copilului zice, vrei să-ți chem o doică? S-a întâmplat că smicea și eu, zice, treceam, mă scăldam și eu. Vrei o doică? O, cum să nu, caută una. Mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor, spune fata, ca să-ți alăpteze copilul, versetul 7. Și fata s-a dus și a chemat mama copilului, în versetul 8, găsim asta. Și mama și-a crescut și a lăptat copilul. Într-o lume ostilă a lăptării copiilor, mama își alăptează copilul. Pentru că părinții credincioși, părinții eficienți, părinții responsabili găsesc soluții. Fac ceva. Dacă cineva îți interzice să faci ceva, ei fac ceva. Nu ce-au interzis ăia, ei fac altceva. Pentru că ăștia întotdeauna găsesc soluții. Ne-a oprit guvernul să facem asta, ne-a oprit comuniști să facem asta, noi facem altceva. Ei nu stau. Ei sunt părinți credincioși și întotdeauna părinții eficienți într-o lume ineficientă, ei fac ceva. Fac copii dacă vreți, nasc copii, cresc copii, găsesc soluții pentru copii,
chiar dacă guvernul lumii spune altceva, nu uitați, ei găsesc soluții. Ei fac ceva pe placul Domnului, după voia Domnului. Și asta a plăcut lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a înviat în vedere pe Moise. Și cunoașteți istoria, cum mai târziu îl cheamă pe Moise: Moise, vreau să-ți dau o însărcinare specială ție. Vreau să fii cei care eliberez poporul meu din robia Egiptului. Apoi, în al doilea rând, frașilor, doamnelor și domnilor, părinții credincioși, eficienți, după ce fac și se vede că fac, transpire că fac, se cunoaște că fac, ei nu mă fac, ei corelează una cu alta și ei vorbesc, comunică, transmit în timp ce fac valorile lui Dumnezeu. Implementează în copii valorile lui Dumnezeu. E așa de important într-o lume ostilă divinității, ostilă lui Dumnezeu, condusă de cel rău, tu să implementezi în mintea copiilor valorile lui Dumnezeu. Așadar, părinții ăștia vorbesc, comunică și transmit valorile lui Dumnezeu. Găsim asta la Asaf și îmi place cum spune în Psalmul 78:3-4. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea și minunile Lui pe care le-a făcut. Amin. Adică nu poți să fii credincios în adevăratul sens al cuvântului și să nu poți să transmiți copiilor valorile credinței tale. Nu poți, trebuie, dacă faci ceva, dacă ești eficient, atunci trebuie să și vorbești. Deși suntem tentați să nu mai vorbim, să vorbească alții. Vorbește internetul, vorbesc desenele, vorbesc filmele, vorbesc orice societate din lumea aceasta și tu să nu mai vorbești, că ei învață de acolo. Nu, frați și surori, doamne și domnilor, părinți, stimați părinți, noi suntem chemați să transmitem copiilor noștri valorile cuvântului lui Dumnezeu. Și uitați cum spune Asaf, să vestim laudele Domnului. V-ați uitat vreodată la femeile noastre că de foarte multe ori noi vestim, suntem tentați mai întâi să vestim minunile Domnului. Să frapăm cu asta. Wow, cum Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și nu-i rău asta. O, e foarte bine să știe copiii cum Dumnezeu a lucrat în casa ta, în viața ta, în familia ta. Nu-i rău să vestești apoi puterea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a intervenit în situația respectivă și a pus mâna și tu îi trăiești astăzi. Da, e foarte bine că e așa. Trebuie să o facem. Dar să păstrăm, dacă vreți, cursivitatea lucrurilor. Și îmi place cum le pune Asaf aici. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Auziți ce spune el și așa trebuie să fie ordinea. Vom vesti laudele Domnului. Vom vesti laudele Domnului. Și Psalmistul spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Pentru că am învățat să ne plângem. Îmi place că la voi nu mai este așa, nici la noi nu mai este așa. Dar sunt biserici unde oamenii tot plâng. Eu nu cred că e rău să plângi, ascultați-mă. Nu, e foarte bine să plângi. Mai ales că eu am un verset de poezie care îmi place așa de mult, când zice: lacrim, lacrim, coș amare, cu nespus de dulce miez, mulți vă blastămă sub soare, eu vă binecuvintez. Pentru că lacrimile sunt foarte bune. Ascultați-mă. Dar știți când ne plângem în rugăciune? Când iubim Domnul. Știți când mai plângem în rugăciune?
Când ne doare pe noi, când ne ajunge la cuțit și plângem și nu-i rău că plângi, dar văd o altă latură a maturității noastre și cred că trebuie să ajungem acolo. Când să laud pe Domnul, așa cum se ți-am zis, în orice vreme, și lauda lui să fie totdeauna în gura mea, chiar și când trec prin necaz și durere. Asta înseamnă maturitate. Copiii noștri, când erau mici, toți plângeau. Tată, vreau, te rog, și dădeau din picioare. Și tăvăleau pe jos câteodată, câteodată. Nu? Noi noștri, alții, să știți. Ați văzut copii ca să te bucăți. Și ăștia plâng, și ăștia fac presiune ca să se întrezor lucrurile. Dar băieții ăștia noștri au crescut acum și ăștia nu mai plâng când vin la noi, să știți. Ăsta a venit și tată, să stăm de vorbă. Și stăm de vorbă, te tatez. Și povestesc, și vorbesc. Uite, aș vrea chestia asta, aș vrea asta, aș vrea asta. Adică, văd un grad de maturitate, nu mai plâng ei. Cer, dar nu plângând. Vreau să vedeți nuanța pe care vă transmit astăzi. Când deja crești în maturitatea cu Dumnezeu, când deja știi ce poate El, știi cine este El și tu ai crescut în prezența Lui, pas cu pas, de acum tu ai această maturitate să zici, Tată, cred că faci asta. Te laud că faci asta, așa cum Hristos s-a rugat. Tată, te laud că tu faci asta și asta și asta și mă asculți întotdeauna. Când noi ne maturizăm, noi atunci începem să lăudăm pe Dumnezeu, începem să ne uităm la nevoia noastră, nu mai plângem de ciudă, nu mai plângem de supărare, nu mai plângem de milă, ci vestim laudele Domnului, puterea Lui și minunile Lui. Și atunci copiii noștri știu că asta este o valoare, să lauzi pe Domnul. Și în laudele lui Israel, în laudele copilului lui Dumnezeu, Dumnezeu locuiește acolo. Prezența Lui este în mijlocul laudelor. Eu strig, spune psalmistul, lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit. Și când tu începi o cântare și tu când cânti și lauzi pe Dumnezeu și tu când rostești binecuvântare, o, copiii văd asta și îi duc mai departe. Când se ruga mama, când cânta mama, când cânta tata, când striga tata, slăvit să fie Domnul. Wow, ce prezența Domnului era acolo. Așadar, părinții eficienți fac, găsesc soluții, vorbesc, comunică, transmit valorile divine și apoi, în al treilea rând, frații mei, doamnelor și domnilor, părinții eficienți, într-o lume ineficiență, conduc prin exemplul personal. Ei conduc. Ei merg înaintea familiei. Ei nu doar vorbesc, ei corelează ceea ce spun cu ceea ce fac. Ei transmit corect valorile divine în copiii lor. De unde văd asta? M-am uitat în Scriptură și am văzut pe Corneliu. În Fapte 10 găsim acest exemplu. Spune Biblia, Corneliu era un om temător, cucernic, temător de Dumnezeu. Dar auziți ce spune Scriptura în versetul 2, Fapte 10? Împreună cu toată casa lui. Era un așa tată încât a putut conduce prin exemplu ceea ce a făcut, a vorbit copiilor și copiii au văzut așa, au ales să fie ca tata lui. Că asta îmi place când putem face lucrul acesta, când copiii ajung la maturitate, să zică, îmi place credința tatălui meu. Este o credință autentică. Îmi place credința mamei mele. Este o credință autentică. Părinții eficienți, într-o lume ineficientă, conduc prin exemplu personal. S-au luat după Pavel când zice, învățați la mine... Căcați pe urmele mele pentru că e corpul lui Hristos și Hristos a spus, învățați de la mine pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și când tu faci asta, copiii văd asta. Copiii corelează ceea ce tu spui cu ceea ce tu faci. Spre Scriptura despre Corneliu, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu, versetul 2, partea a doua.
Auziți ce face un părinte credincios? Este cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, face multe milostenii, adică face, el face. Și nu numai prietenilor, el face milostenii norodului, oamenilor de rând cu care n-are de-a face. Apoi spune Scriptura că se ruga totdeauna lui Dumnezeu, nu numai la biserică, el se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și îmi place ce spune Scriptura despre acest Corneliu, că dintr-o dată a văzut lămurit într-o vedenie. Un tată eficient, un părinte eficient face ceva, apoi transmite ceva și apoi o face personal, prin exemplu personal, și copiii văd asta. Și a văzut lămurit într-o vedenie. De aceea copiii noștri trebuie să știe să învețe să vadă ceea ce vedem și noi. Tata are viziuni, tata are, mama are viziuni. Și a auzit lămurit. Corneliu, ce-mi place de aceea? Uitați-mă în versetul 10, în capitolul 10 din Fapte. Ce a auzit? Clar, n-a fost confuz. Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea Domnului și El și-a adus aminte de ele. Și copiii știu că tata și mama, când s-a rugat, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Ei sunt un garant pentru această lucrare divină în casa lor. Pentru că sunt părinți care sunt gata să conducă prin exemplul personal. Ăștia sunt părinți eficienți. Stimatul meu, frate, soră, doamnă, domnule, te chem în această dimineață să faci ceea ce tu nu poți să faci. Să faci ceea ce poate Domnul să facă. Așa cum avem noi o cântare. Când nu mai pot, El totul poate și totuși poate. Dacă ți-a trecut vremea, așa cum mi-a trecut mie, să știți, eu de acum sunt bunic și mai cred că nu mai fac copii. Ascultați-mă, am așa multe regrete. Așa multe regrete că n-am făcut. Trebuia să fac pentru copiii mei. Și soția mai calcă pe rană și zice, nici acum nu faci ce trebuie să faci. Nici acum nu trebuie să faci ce trebuie să faci. Pentru că eu spun, așa mult preț am pus pe biserică, pe geabul meu, că biserica e geabul meu, să știți. Și geabul vostru e geabul vostru. Și să putea să fie mai important decât copiii voștri. Rețineți. Copiii voștri sunt cel mai important. Spune Scriptura, profetul a ajuns la Dumnezeu și a spus, Tată, iată-mă eu și copiii pe care Tu mi-ai dat. Și ascultați-mă, o spune Biblia și eu sunt mesagerul Bibliei, dar nu numai eu sunt cazul care poate spune adevărul. Eu am fost în cer, știți asta, în accidentul meu am fost mort și în timpul acela am fost în cer. Și n-am dus nimic cu mine, ascultați-mă. De câte aveam în minte, țineți, pe soția și copiii mei. Nu mă interesa nimic, nimic nu a avut valoare, nici nimic, doar copiii și soția mea. Pentru că tot ce avem noi mai de preț, familia noastră. De aceea vă vorbește un om care nu se dă mare, dar m-am uitat în cum și am spus, trebuie să mai spun și altora, că se poate greși aici. Când guvernele lumii spun ceva, tu să te raliezi guvernul lumii. Nu. Tu, ca un părinte credincios, eficient, trebuie să citești Scriptura, să citești spune Scriptura și să faci ce spune Scriptura. Fă! Teme-te de Dumnezeu! Bazează-te pe Dumnezeu! Și Dumnezeu niciodată nu va da greș. Vorbește un om care a vorbit așa mult bisericii, pentru că e predicator, dar a vorbit așa puțin, poate, copiilor, cât atât persoana se transmită. Dacă vă pot fi de ajutor, luați copiii, faceți timp, ascultați-mă. Deși
Urgentul este înaintea importantului astăzi, să știți. E urgent să rezolvă asta astăzi. Dar weekend, e urgent că dacă nu luni, nu pot rezolva. Ascultă-mă, se poate rezolva și lui. Și ia-ți copiii și zic cu la pădure. Ce bine știi să vorbești. Uite că era pădure. Uite undeva cu ei și vorbește. Transmite-le valorile Scripturilor. Fă-ți timp. Deși sunt așa straniu ce vă spun acum, știu pentru voi, care vă regăsiți în probleme voastre, ascultați-mă, părinților, ca să fii părinte eficient într-o lume ineficientă, trebuie să transmiți valorile divine copiilor tăi. Și asta numai stând. Așa cum stau cu biserica de vorbă, numai stând de vorbă cu ei. Pentru că trebuie să găsești o soluție ca să le poți transmite copiilor tăi adevărul divin. Fă ceva! Găsește soluții pentru asta! Și spune, orice ar fi astăzi, spun nu lucrului, stau cu soția și copiii mei de vorbă. Vă spun ca unul care am greșit aici, dar vă spun ca unul care se poate îndrepta lucrurile. Mai ales că avem cuvântul lui Dumnezeu. Asaf a spus, nu vom ascunde de copiilor noștri și neamului care vin după noi, adică familiile mele lărgite, minunile Domnului, puterea Lui și cântările de laudă. Apoi acești oameni conduc întotdeauna prin exemplul personal. Ei nu trimit copiii în alte familii, ci ei stau cu ei de vorbă. Ei îi strâng în jurul lor. Ei spun copiii să faceți așa cum face tata și mama. Wow, când noi vorbeam la un moment dat despre asta, dom'le, parcă era așa de arogant să spunem, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe lui Hristos. Nu, nu-i mult să spui asta, ci chiar trebuie să spui. Să te forțezi, să te motivezi, să mergi pe urmele lui Hristos. Asta înseamnă să fii părinte eficient într-o lume ineficientă. Când poți să conduci un exemplu personal. Și să știi că într-o zi copilul tău spune, vreau să fiu ca tata. Cu toate greșelile lui, cu toate gădările lui, cu toate lipsurile lui, îmi place să fiu ca tata. Pentru că tata a fost un bărbat, cu adevărat. Tata a iubit-o pe mama, tata ne-a iubit pe noi, tata a știut să facă, să aleagă între când a trebuit să aleagă și a ales bine, pentru că tata este un părinte eficient. Mama este o femeie eficientă într-o lume ineficientă. Când fac ceva, când vorbesc, când transmit valori și când sunt gata să pună în fruntea Plutonului și să spună, veniți după mine, călcați pe urmele mele. Credința mea este o credință bună, copii. Gândirea mea este o credință bună, copii, pentru că mă raportez la sursa din care vine viață și la cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă sursa de viață, stimați ascultători, cuvântul lui Dumnezeu. Poți să treacă lumea, munții, văile, poți să miște orice, să se dizloce orice, spune Scriptura, dar cuvântul meu nu va trece. Vă puteți baza pe el, putem rosti cuvântul lui. Asta înseamnă să transmitem valorile cuvântului lui Dumnezeu. Când spune Dumnezeu, asta înseamnă că ne putem baza pe asta. Și dacă părintele este un părinte credincios, dați-mi voie să vă spun, și copiii vor fi copii credincioși. Când părinții vor ști să coreleze faptele lor cu vorbele lor, asta înseamnă exemplu personal, copiii vor spune, îmi place. Și așa cum spune Scriptura, învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze. A învăța înseamnă a face și a transmite. A învăța înseamnă practic
și teoretic sau teoretic și practic, nu numai teoretic. Și când copiii ăștia vor vedea că părinților au corelat ce au făcut cu ce au spus, le-au împletit, spun, da, vreau să mă duc după părinții mei. Știu că în timp ce eu vorbesc acum, tu te gândești la viața ta, tu te gândești la lipsurile tale, tu te gândești la rateurile tale. O, așa multe rateuri sunt în viața noastră de părinți. Recunoașteți asta? Credeți voi că Vali n-a ratat ceva? Vai de mine! Nu, nu vorbesc, vorbesc de mine. Credeți voi că Traian n-a ratat ceva? Dacă l-ați întrebat că, de ce pare, vă spune el. Noi toți am ratat, să știți. Dar știți ce este frumos, fraților? Că Dumnezeul nostru este credincios. Așa cum am spus, chiar când noi suntem necredincioși. Și atunci când cădem, El ne ridică și ne pune din nou pe stâncă. Când cădem, când recunoaștem că am căzut, El zice, da, vreau. Vrei să te faci sănătos? Spune Domnul, da, vreau. Atunci, ridică-te. Vreau să te chem, părinte drag, în această dimineață, într-o lume ineficientă, să fii un părinte eficient prin ceea ce tu faci în numele Domnului, prin ceea ce rostești în numele Domnului și prin ceea ce corelezi una cu alta, prin ceea ce faci ca ele să prindă viață, practica cu teoria, practica cu teoria, vorbitul cu făcutul, Dumnezeu să te ajute și ascultă-mă, oricând și oriunde ești, Dumnezeu îți dă resurse suficiente ca să o iei de la capăt.